Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Maria Cernăvescu și ne reîntâlnim la Viața la Bloc. Ca de fiecare dată, aducem în atenția noastră problemele asociațiilor de proprietari. De această dată este problema unei singure asociații de proprietari, și anume asociația numărul 9 Constantin Brâncoveanu. Să sperăm că va fi o pildă și pentru alte asociații, pentru că astfel de discuții se iscă tot timpul între proprietari și reprezentanții lor. Uneori degenerează în conflicte, se ajunge în instanță sau în tot felul de anchete pe la poliție sau parchet. Invitații din această seară sunt tocmai proprietari din cadrul acestei asociații și, așa cum era și firesc, președintele acestei asociații de proprietari. Îl avem alături de noi pe domnul Pompiliu Cebuc. Bună seara și bine ați venit! Salut, doamna! Avem doi proprietari, o avem pe doamna Nae Gabriele. Bună seara și bine ați venit! Și pe domnul Ion Pancu. Bună seara și bine ați venit! Sau Ionel Pancu, da? Bună seara și bine ați venit! La dumneavoastră este o problemă în asociație. S-au iscat mari discuții între o parte a proprietarilor și reprezentanții dumnealor, cei de la asociație. De unde au pornit toate aceste discuții și nu știu dacă ele sunt generale, adică toți proprietarii sunt împotriva celor pe care i-au ales să-i reprezinte, numai o parte a acestora, ce se întâmplă? Vreți să spuneți dumneavoastră, doamna Nae? Da. Încă o dată vă salut și vă spun bună seara și aș avea de făcut oarecare paranteză. Da. S-au pornit la niște dosare. Ați întrebat de unde provine această problemă. Da. Eu, ca proprietar al acestei asociații, o văd prin faptul că la data respectivă, când asociația nouă, Constantin Brâncoveanu, au preluat actele asociației numărul 9, fosta asociație, unde era doamna Ungureanu președinte sau administratoră. Deci să înțeleg că inițial a fost o asociație mai mare care s-a împărțit în mai multe asociații. Una dintre aceasta este 9 Constantin Brâncoveanu. Da. Această asociație, când s-a înființat la momentul respectiv, au preluat, să nu spun abuziv, să vorbesc mai grosolar, au preluat fără o dare în primire. Deci au preluat... Cum ar veni un proces verbal de primire... S-au luat acele acte și tot ce s-a luat de acolo, să numai... S-au preluat cu datorii. Deci aceste datorii care sunt acum sunt preluate și din urmă. Dar împărțirea acestei asociații nu a fost voința proprietarilor? Adică ei nu și-au exprimat liber acordul ca normal, să se ajungă la o altă asociație? La acel moment... A fost și voința noastră, numai că acum regretăm acea voință de atunci. Și presupun că v-ați ales și reprezentanții. Da, cum e normal. În asociații... Pe domnul Pompiliu Cebuc, la acel moment, ca președinte sau probabil, nu vreau să vorbesc necunoștință de cauză, dânsul probabil atunci nu știu dacă era președinte. În 2009 avem. Așa este, domnul Cebuc. Dumneavoastră ați fost ales președinte sau un alt președinte? O să vă răspund la... Nu eram eu președinte, a fost altcineva, dar mă rog... Da. Să spună dânsa punctul de vedere, să vedem dacă... Deci asta, după asta aceea este, răspundeți dumneavoastră. Asta este părerea mea referitor la întrebarea de unde au degenerat aceste probleme. De unde au degenerat problemele dânsei, zice, nu? Nu, eu vorbeam de asociație. Eu vorbeam de asociație în sine. Individualizăm. Nu, de asociație în sine. Asta vreau să știu, da. După care, treptat, s-au evit și ale noastre. Și ale noastre. Eu vorbesc din punctul meu de vedere. Da. Domnul Cebuc, cum este? Deci eu înțeleg că în 2009 s-a format această nouă asociație? Nu în 2009, doamnă, s-a 2006. 2006, mai devreme. Eram plecat din localitate când s-a înființat această asociație. S-a făcut o expertiză și s-a constatat că... Dar de ce s-a ajuns la această desprindere din asociația mare? Era foarte mare, era în jur de 700 de apartamente. Mare. Vreau să vă zic ceva. E greu să duci 2-300, da, 700, având în vedere că pe timpul ăla nu exista calculator. Nu e noutate. În alt mod. Da, sigur. O ținea doamna așa cum putea. Eu zic că într-un fel sau altul
era logic să se întâmple așa. Deoarece nici proprietarii care locuiau, care plăteau frecvent, adică dacă se plăteau, în sensul dacă că plăteau sau nu plăteau proprietarii. S-au ajuns la datorii? Sau? De ce unii sunt, de ce unii n-au avut datorii pe timpul doamnei Ungureanu și unii au? Ca și acum, de fapt. Având în vedere că am actele, da. Vă vorbesc în cunoștință de cauză. Cine a fost dator înainte e și acum. Nu cred. Da, cu siguranță, că datoria venind din spate... Nu cred că e nu numai datoria venind din spate. Ne-am obișnuit așa. Dar la sigur. Acel moment s-au preluat, să zic așa, cu active și pasive? Sigur s-a făcut da, sigur un că da, proces verbal? Că știu că aveați parcă... Greșeala dumnealor... Greșeala un proces dumnealor, în instanță pe... Sigur. Greșeala dumnealor a fost că au ales în fruntea asociației un domn care era fochist. Oameni buni. Adică atunci, inițial, în 2006. Atunci, inițial. Oameni buni, trebuie să ne gândim și pe cine alegem și cine ne reprezintă, omenește. Dacă așa, asta ați ales, asta avem. Asta avem de mulți ani, nu de acum. Și dar, până când s-a mers cu acești reprezentanți? Că mă gândesc că a fost un președinte, un comitet, un administrator. Până în ce an s-a mers? Până în 2009. Până în 2009. În 2009 am venit la o adunare generală și mi-am pus punctul de vedere. Sigur, n-am vrut să preiau, pentru că eu m-am privatizat în altă localitate și aveam o firmă da, pe care o conduceam. Am venit aspect... aici, mă rog, știam despre ce e problema, că aparent, zice, oricine poate să conducă o asociație sau un ONG. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Există niște reguli și niște obligații. Cam care... ce datorii erau la acel moment? Când ați preluat dumneavoastră nimeni asociația. Nimeni, până la ora actuală, nu ne-a spus ce. Eu am preluat 6 miliarde. 6 miliarde. Da. O sumă, vorbim în banii vechi. Vorbim în banii vechi, așa era și atunci, erau da. Banii vechi. Bine, și dacă vorbim în bani noi, o să avem ascultători de dumneavoastră care încă nu s-au obișnuit nici acum cu banii noi. Da, probabil, între da. Persoanele vârstnice sau da. Eu știu... Și majoritatea, eu vreau să spun din punctul meu de vedere, majoritatea pensionarilor ai mei din asociație, tot de genul ăsta sunt, adică... Da, deci am lămurit da. Acest aspect. Da. Asociația a pornit cu tot felul de probleme de la început, cu tot absolut. Felul de datorii. Absolut. Și ați ajuns nu, la o serie de certuri, la o serie de discuții. Domnul Pancu, vreți să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba? Că știu că sunteți unul dintre proprietarii nemulțumiți. Cunosc foarte bine situația, da. Da, și vă documentez cu act. Fac o completare la ce a spus da. Doamna Naie. Datoria nu e cea din urmă. Expertiza s-a făcut începând cu data de 1.01.2009. Deci, dumneavoastră aduceți da. În vorbire, faceți vorbire despre o expertiză. Da. Haideți să lămurim da. Mai întâi ce este cu această expertiză. De unde vine ea și... Această expertiză... Vorbește de altă expertiză, vă rog. Da. Ascultați-mă. Dumnealui vorbește cu totul altceva. Vorbește de expertiza la care dumnealui e coautor. Noi nu vorbim. Sau de da. Asta vorbeam? Nu, 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 lăsați-mă să vorbesc. Nu mai puțin. Haideți să vedem. Deci dumneavoastră faceți vorbire despre o expertiză. Să înțeleg că dumneavoastră, ca proprietar nemulțumit, da. Ați acționat în instanță sau ce ați făcut? Ați depus o sesizare la am poliție sau cum? Am depus mai multe sesizări cu acte. Împotriva cu cui? Împotriva reprezentanților de la asociație? Asociației, da. Așa. Am depus și aici, în acest dosar, s-a făcut o expertiză. Da, după 4 ani de zile. Am depus acte plângeri penale începând din martie 2012. Unde se găsește acest dosar la acest momentul dosar respectiv? Se găsește la Inspectoratul de Poliție Județul Dolj, la Serviciul de Investigare a Fraudelor. Este la domnul subcomisar da. Striclea. Și în urma, ce s-a demonstrat prin această expertiză? În urma acestei expertize, făcută de doi experți, da. Și doi experți foarte buni, am înțeles și eu de la alți specialiști, care sunt, lucrează în cadrul Inspectoratului de Poliție Dolj. Și acolo nu merge da. Orice expert. Toate care sesizările, este specialist în domeniul lui. Da, toate sesizările mele au fost verificate. Și s-a adeverit exact totul ce am spus eu. Ce ați spus dumneavoastră? În ce, primul rând, ce ați solicitat? În primul rând să vă spun cu salariile. În 2009 salariile erau foarte mici. Nu erau... Din anul 2009 au început să crească salariile. Lunar, lunar, lunar se punea la salarii. Se punea până la un moment dat, s-a ajuns la 16 milioane salariul brut. La președinte... Al cui? Președinte, la
casier, da? Și la un domn de noi l-am angajat contabil și acum în acte apare inspector resurse umane. Haideți, deci, să ne oprim puțin și da, să-l întrebăm pe domnul Cebu, că dumnealui ne poate lămuri cel, da, mai bine. De aici a pornit această sesizare. Așa. Au plecat din scară, un număr de 3-4, grupul, vreau să vă spun că grupul de nemulțumiți sunt vreo 4-5, maxim. Da. În 2012, dumnealui are dreptate, a cerut o expertiză contabilă. Perfect. 2012. Da? Da. Ce a mai cerut dumnealui? A plecat cu tabele nominale pe scările blocului și a luat 70-80, nu știu câte. 140. 140 de semnături, doamnă, vă rog, să notați. 140 din câte apartamente? 288. Din 288, da? Atâtea, da, sunt, domnul Cebuc. Da. A, așa. 289, dar mă rog, atâta, mă rog. De ce erau strânse aceste semnături? Păi, să spună dumnealor. Aceste semnături erau pentru nemulțumirile care erau. Și noi am cerut o expertiză judiciar, financiar, contabilă, făcută chiar de poliție. Pentru, să vă spun de ce. Da. În primul rând... Haideți să lămurim cu salariile. Că exact, exact, aveți dreptate. Ce e cu salariile? Că dumneavoastră îi spune că s-au mărit salariile. Că e aberație. Nu este... Deci, să nu discutăm prea mult, i-am spus, e o aberație. Dar de obicei cum stabiliți salariile? Păi le-am la mine. Nu, dar zic, în adunarea generală... Sigur că da. Comitetul hotărăște și adunarea generală. Împătate adunarea generală. Știe și dânsul, dar mă rog, poate a uitat. Deci oamenii sunt... Poate memoria joacă feste. Eu vă pot documenta ce zice, ce a zis dânsul, cât a zis, că nu mi-am 16? Notat. 1600, ați spus? Brut, da, brut. Brut? Da. Asta înseamnă președintele, ziceți dumneavoastră. Da, da, adică la dumneavoastră? Da. Cât salariu luați? Doamnă, păi stați, vă rog, să mă... Da. Și că dânsul a angajat contact. Dânsul nu a angajat nimic. Asociația, nu dumnealui, nu știu ce a angajat dumnealui. Asta vreau sau vă să referiți la expertul contabil? Da, da. Bine, acești experți... Stimată doamnă, anul trecut, deci anul trecut la adunarea generală, mi s-a dat 100 de lei. 100 de lei în adunarea? Da, aveam 850, am 950. Vorbește de salariul asta... net. Net. Sigur că brut, da. Pentru că brutul este plătit tot din buzunarul nostru. Așteptat. Da, pentru că la un brut trebuie să se plătească bine, și alte dări. Da. Deci dumneavoastră spuneți că la acest moment aveți 900 de lei. 950 de lei. Anul trecut mi s-a dat 100 de lei. Da? Aveți contract de mandat? Sigur că de da. Mandat. Sigur că da. Și anul trecut decât 100 de lei. Atât. Mi s-a dat 100 de lei. Vicepreședintele are 141 de lei. Vă rog să scriți. 141 da. De lei. Ce a zis dumneavoastră? Mă rog. Deci vicepreședintele are 141. De ce are 141? Pentru că o să vă explic. Asta s-a hotărât în adunarea generală. Nu asta. Asta au... A hotărât adunarea generală. Da. Avem procesul verbal aici. Așteptați. Nu, așteptați-vă, vă rog. Asta am hotărât și eu. Domnule, nu vă putem majora. Deoarece, cu toate că dumnealui are studii superioare. Dar, ca să ne înțelegem... Cine anume? Vicepreședintele? Da. Deoarece, trebuie să participăm la mai multe lucruri. Adică, avem niște sarcini de servici pe care suntem obligați să ne achităm de ele. Ei, deci, vicepreședintele are 141 de lei. Secretarul are 160. Da. Economistul are 1200. Administrator are 600. Da. Casierul are 650. Aveți și administrator și casier. Da. Da. Și femeile de servicii au 600. La femeile de servicii suntem obligați să le facem din la 1 mai. Că știți, da, pentru că de aici asta este legislația. Dar de ce nu se spune salariul brut? Da. Vreau să înțeleagă toți oamenii. Păi domnule, păi totul noi plătim. Haideți să spunem care zice dumneavoastră că sunt salariile. Dumneavoastră mi-a spus netul, da? Da, netul. Că ne-am potignit aici la salarii. Eu zic că lumea să înțeleagă, să știe că lumea plătește. E logic. Nu mai puțin. Spuneți.
Dumnealui, da, e de meserie. Vă rog eu să-l... Haideți să vedem ce ziceți dumneavoastră. Deci, am stabilit care sunt salariile și a spus că dumneavoastră ați primit 100, vicepreședintele 141. Da. Nu, 141 are salariul acum, doamnă. Da, atâta e în mână, doamnă. Da, a primit. Eu am zis am primit, dar asta înseamnă ce așa. Avem 160 la secretar, da? Da. Economistul... cât are? 1200. Da? 600 are administratorul. 650 casierul și tot vreo 600. Nu tot. Femeile 600, de serviciu. 600 femeile de servici. Aici vorbim de salariu net, da? Da. Acum lăsați-mă puțin, o secundă, spuneți, să vedeți ce se întâmplă, ce gândesc unii oameni. Haideți că trece timpul și ne-am oprit decât la salarii. Haideți să vedem. Ce gândesc unii oameni? Ce își majorează salariile? Stimată doamnă, odată ce legea mă obligă că salariul minim pe economie se majorează cu 5, cu 10, sunt obligat să aplic legea. Aici, dumnealui nu știe, dar e mai greu. Asta e, ca să înțelegeți. Ca să înțelegeți, nu există adunarea generală. Pe mine, nu există. Explicați. Aici unde sunt modificările de lege, sunt modificări de lege, nu adunare generală, dar dumnealui nu știe asta. Haideți să vedem ce vrea să spună domnul Pan. Vă rog. Ce vreți să spuneți asta despre salarii? În adunarea generală, din ce an? 704-2008, da. Președintele avea un salariu de 2.800.000 de lei vechi. 280 de lei vorbiți. Da, deci da. Vicepreședintele 1.400.000, exact cât are și acum. Da. Așa. Iarăși contabilul i s-a dat o jumătate de normă cu 4.000.000 de lei. Casiera era și administrator, era și casier cu o jumătate de normă, i s-a dat 8.500.000 de lei. Asta în 2008. În 2008. Da. Întreptat, salariile nu s-au mărit în adunarea generală decât în 2013. Președintele adunării... Mergeți la toate adunările? Ați mers la toate adunările? Da. Păi avem procesele verbale la toate adunările. De la 2800 de lei să treci, dacă am verificat statele de plată, sunt la poliție. Pe fiecare lună spuneau câte ceva, spuneau câte ceva, spuneau până au ajuns la aceste sume. Ei nu stau la servici. Ne-am dus acum câteva zile, de câte ori m-am dus eu într-o zi, nu i-am găsit deloc. La un program, vreți să spuneți. Și adevărat, și dacă ați observat în expertiza făcută de poliție, spune destul de clar. Salarii nejustificate. Deci, conform procesului verbal al adunării generale, și ei au mai falsificat procesul sau verbal al adunării generale și au făcut un proces... Aveți dovada că este falsificat? Da, la poliție, poliție. Da, se vede. Se vede clar. Sunt clar. Aici au trecut salariile în RON. Și iată ce spune aici la salarii în RON. Vă rog să-l întrebați în ce an. Vă rog frumos, da? Nu e modificat procesul. Sunt două procese verbale, se văd. Dacă puteți să le adăm și la cameră. Da, uitați, domnul Cebuc are această curiozitate. Să-i spuneți din ce an sunt acele procese verbale de la adunarea generală. Stați puțin, păi ia uitați, proces verbal din 704-2008, cu anumite cifre. Proces verbal din 704-2008, cu alte cifre. Da. Când nu l-aveam pe domnul Cebuc la conducerea asociației, înțeleg, da? Deci asta este atunci inițial. Deci să lămurim problema, până aici să lămurim. Începând din 2009, dânsul a început să mărească salariile așa de unul singur. Nu, n-a întrebat comitetul, în primul rând comitetul, adunarea generală, fixează salariul la președinte și la comitet. Și după aceea salariază ceilalți, au salariile mărite de comitet. În această perioadă, din 2009 până în 2012, când comitetul vechi a fost înlăturat, nu are niciun proces verbal de mărire a salariilor salariaților. Da, haideți că... Și din nu această știu cât cauză, am putut lămuri această problemă cu salariile. O altă nemulțumire a proprietarilor. Deci cu salariile, vă rog frumos, cu salariile. Sigur v-ați lămurit, stimată doamnă. Sigur v-ați lămurit. Deloc, În afară de mine. Important este să îi lămuriți pe proprietarii din asociația dumneavoastră. Nu, păi proprietarii sunt lămuriți. Odată ce în adunarea generală de anul trecut au zis, stimate domn, îți mai dăm 100 de lei la salariu, înseamnă că... Păi dânsul cât avea? În anul trecut vorbim? Cât avea salariu făcut? Ce vorbim, stimate domn? Deci adunarea generală a hotărât să îți mai dăm 100 de lei la salariu. La ceilalți dați?
Da. Nu. Haideți să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și continuăm discuția noastră. Mulțumesc de înțelegere. Publicitate. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Cu loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Continuăm discuția noastră despre problemele pe care le are Asociația Nouă Constantin Brâncoveanu și ne oprisem cumva la salarii. Am încheiat cu ele. Ziceți că am încheiat cu salarii. Asta e părerea mea. Salariile conform hotărârii respective sunt nejustificate. Dumneavoastră ziceți că sunt nejustificate, dumneavoastră spuneți că au trecut prin adunarea generală. O clipă. Nejustificate de cine? De cine? De președinte. De... Haideți zău că... Deci, o altă problemă pe care ziceți că o adevărat. Eu zic că sunt altele mai... Sunt altele mai compătute. Odată ce adunarea generală hotărâtă așa... Domnul Cebu, rămâne să se... Doamna Naie, ce alte probleme mai sunt arzătoare la dumneavoastră în asociație? Deci problema cea mai... Ce vă ne mulțumește? Problema cea mai gravă este că în anul 2011... Da? Sper să nu greșesc când s-a instituit legea 175... 2010, așa, da, penalității. Da. Eu am fost la asociație și am cerut să mi se calculeze și mie acea datorie care o aveam eu la dânsii. Ca să vi se șteargă penalitățile, presupun. Exact, da. Și ce se întâmplă? Mi s-a dat suma cu chitanță plătită pe data de 16.06.2011, când am primit adresa, cu suma de, vorbim în lei, vechi, da? Lei, ca să da, înțeleagă toată, așa, tot poporul. Așa vorbim. 44 așa. De milioane, virgulă, aproape 45 de milioane. Da. Am plătit-o și spune clar, plătită conform legii 175 pe 2010. Adică, spunea legea că dacă achiți în decursul a unui an, da, această sumă ți se scad penalitățile. Domnul președinte este aici, eu n-am mai achitat-o în decursul a unui an. De ce? Pentru că la dânsi și la asociație a venit foarte târziu această lege. Nu, a venit în 2010, dar n-a avut norme de aplicare. Dar n-a avut norme de aplicare. Da, nici acum n-are. În 3 luni de zile, cât a avut legea locată, ați mai avut-o la asociație, am achitat-o. Da? 44 de milioane. Am o chitanță de la dumnealor. Și cu această sumă vă stingeați întreaga datorie către asociație. Da, fără penalizări. Deci, fără penalizări, asta și spune conform legii 175. Aici a fost o mare problemă la nivelul tuturor asociațiilor de proprietari, pentru că termoficarea dar știți care a este schimbat lucrurile cam care este problema? Ei. Vreau să vă spun ceva. Da. Noi suntem în instanță, ca parte civilă, da, cu termoficarea pe legea 175. Acum,
ca paranteză, vă rog, doamna să-și continue. Da, vă rog, pentru că nu e corect. Oamenii, într-adevăr, și-au plătit, au făcut niște eforturi, deci iar asta era termoficarea nu a vrut să recunoască. Deci aceasta era o sumă calculată de dumnealor, de la asociație. Deci, ce mi s-a spus, aia am plătit. Ca atare, de asta și specificat în chitanță legea 175. Da. După două săptămâni de zile, deci dânșii au făcut calculele, eu nu-mi permis să intru să-mi bag nasul la dumneavoastră. Dacă dumneavoastră ziceți că așa este, merg pe cuvânt, că așa este dumneavoastră și așa aveți în mână. M-a găsit cu oarecare sumă de 30 de milioane. Iar vorbim în lei vechi. Astea fiind penalitățile? Nu, fiind o sumă din nu știu ce an, 1998-99. Da, dar după o anumită perioadă datoriile se prescriu. Da, dar asta era în urmă. Exact. Era suma prescrisă. Dar cum dânsii, dar cum dânsii nu ne-au dat. Da, dar cum dânsii este în general, dar cum dânsii pentru toți. Da, spuneți. Stați, nu mai continuați. Lăsați-o să spună ideea și după aceea ai dat dumneavoastră. N-are rost să ne că nu am venit să ne certăm, am venit să facem așa. În momentul în care dumneata, ca asociație, îmi tai o chitanță, o semnezi, o parafezi și îmi spui legea 175, cum poți după două săptămâni, trei, să-mi spui că eu nu beneficiez de această sumă că m-ai găsit dumneata ca asociație cu încă o rămășiță un rest? Da. Înțelegeți? Am avut loc o expertiză, unde doamna expertă Martin, da, așa, un expert contabil, da, a subliniat-o în acele tabele în expertiză, sub... Prescrisă. Doar atâta cât s-a omis, zic s-a omis, să se dea o hotărâre judecătorească pentru acea sumă că este prescrisă. Da, deci datorită acestei probleme... Cred că nu era necesar să se meargă în instanță din moment ce datoria era prescrisă. Nu era necesar, dar așa au crezut dumnealor și așa ne-au cerut. Și zic de bună credință și noi de bună credință să obținem o hotărâre judecătorească cu acea sumă prescrisă. Suntem la al patrulea dosar. Țin să menționez. Este domnul președinte aici de față, nu blufez, nu fabulez. Adevărat. În momentul în care le-am câștigat pe toate trei, eu mi-am plătit expert, eu mi-am plătit avocați. Vreau să vă spun un singur lucru. Suntem în stadiul ăsta datorită neglijenței dumnealor. Și mi-asum. De ce neglijență? Da. De ce vă rog să spuneți neglijență? Adică ce pentru că... Ce a câștigat? Vă rog să am câștigat penalitățile. Ce penalități? Care n-au fost prescrise. Deci... Stați-o clipă. Stați-o. Ar fi trebuit să se prescrie și datoria și penalitățile. Da, da, sigur, și s-au prescris. Deci ați câștigat primul dosar, doamnă. Da, le-a săcut... Da. S-a prescris. Ce? Mai știți pentru ce sumă? Pentru suma aia de 40 de s-a făcut în cere 30. Îmi cer scuze că nu am luat chiar tot dosarul la mine. N-am știut că ajungem până acolo. Să trecem prin expertiză, dar, sunt da, mai multe. Deci, da. Ascultați-mă numai da, puțin. Da. Această greșeală la care noi suntem... deci această greșeală are repercursiuni asupra acestui moment de față. Da, pentru că dacă că dumnealor așa, dumneavoastră spuneau dinainte, dacă dumnealor da. Spuneau dinainte, doamnă, ai 44 de milioane, 845 de milioane, dar știți, din nu știu ce an mai aveți o datorie. Poate la momentul acela, hai să o punem și pe asta să fim pe da. Zero să ne luăm. Da. Datorită acelei rămășițe. Ca să se prescrie acea sumă care legal, faptic, și era prescrisă. În mod normal se plătește datoria cea mai veche. Exact. Atunci, în momentul respectiv în care noi am plătit-o, s-a urmat un proces, am câștigat, ne-au făcut recurs, am câștigat acea sumă prescrisă. În momentul respectiv, atunci, noi mai aveam un sold. De la ăștia 44 de milioane mai erau acele 30 de milioane prescrise, dar erau penalități puse la ele. Și haide să revenim, să zic așa, să revenim deja la momentul actual, unde nicio hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă nu a fost pusă în aplicare corect de asociație. Și să vă spun de ce. Spune aici, deci am făcut la Ministerul Public, parchetul de pe lângă judecătoria Craiova, am făcut o plângere penală da. Asociației. Pe ce motiv? De respectarea hotărârii judecătorești. Da. Și spune clar, învinuita Gorici Maria, în calitate de administrator, cu ocazia administrării contribuției lui Nae Dumitru Constantin, soțul, da. La cheltuielile întreținerii, a pricinuit pagube prin neluarea în considerare a sentinței civile numărul 17.302 din 28.10.2010, dată în dosarul
numărul 250, 2000, da. 250, așa, suma, da. Vă rog să citiți hotărârea. Nu, da. Nu, nu, deci, ceea ce da, lăsați-mă mai puțin. Lăsați-mă mai puțin, că știu da. Ce vorbesc. Dat în dosarul numărul 252, unde zice că prejudiciul concret cauzat numitului Nae Dumitru a fost de 79.800.000 și. Ce înseamnă această sumă? Domnii ne-au dat în judecată, puteți să filmați, domnii ne-au dat în judecată pe noi cu 91.000.000. Da. După atâtea lupte în procese și așa, am câștigat și ni s-a dat legal, după o expertiză, suma de 38.470.000. Adică de cât atât datorați dumneavoastră? Da. Atât datorați. Da. Da. Deci, haideți să vedem ce spune domnul președinte. Stați, că atâta vă mai spun și după aceea las pe dânsul o cătune. Ok. În momentul în care dânsii m-au dat cu 91.000.000 în judecată, iar legea mi-a dat 38, adevărata valoare a sumei, la data respectivă, cu atât am fost căzută, nu cu 91.000.000. Și să vă spun motivul pentru care s-a procedat așa? Nu le-a spus legea, instanța, nu le-a spus ce să le facă cu cele 50 și ceva de milioane. Pe care le-a da. Tăiat. Haideți să ne aceste diferențe. Să spună și dumneavoastră, că parcă diferența, da, mai puțin, mai puțin. Diferența aceea. Prioritatea dumneavoastră și da, spune dumneavoastră. Haideți să vedem ce spune domnul. Deci nu mai puțin, vă rog, ca să terminăm. Da. Deci aceasta este diferența de 78.000.000. Acei 50 care n-au fost căzută din domnul președinte. Vă rog să arătați cererea dumneavoastră, doamnă. Asta e cererea mea? Da. Deci vă rog frumos, ia uitați, ce dispune. Da, s-a spus că nu s-a făcut, deci s-a spus că n-a fost. Haideți să vedem ce spune și domnul Pancu. Doamna Naie, haideți să vedem ce spune și domnul Pancu. Am înțeles. Deci, eu spun mai mare eroare și să demonstrez. Da, adică să spunem problemele care... Domnului președinte, că nu țin nicio evidență, cu adevărat. Cum am fost eu făcut cu dosar de executare? Eu plătisem în timpul procesului. Să înțeleg că și nu aveți restanțe. Da, dar să vă spun de ce nu se plătesc. Păi, dar ce bagă sume? De exemplu, la mine în trei procese care sunt, ajung la 300.000.000 cu cât am fost încărcat. Deci 300.000.000 încărcat. Pentru ce? De ce ziceți dumneavoastră că ați fost încărcat? Păi, dar așa iese de liste, după listele de plate. Și încărcat, instanța a tăiat și mi-a tăiat cele aproape 300.000.000. Deci eu dacă plăteam da, acești bani. Ce datorie? Vă rog să notați că sunt vorbe. Ăștia sunt Nu, nu, eu dovedesc cu... Mă gândesc că nu aveți o asociație la care să nu țineți o evidență. Spuneți că aveți un administrat, vă documentez eu acum că nu țineți evidență. Într-un alt mod. Stimată doamnă, mă lăsați să vorbesc. Am mai multe. Nu mai puțin. Să ne lămurească puțin domnul Cebu. Stimată doamnă. Da. Eu zic să vorbim pe cifre și nu pe vorbe. Pe cifre vorbim. De ce a ajuns dumneavoastră în situația asta? Nu din cauza asta? Mea. Da. Da? Vreau să-i răspund doamnei prima dată ca să înțeleagă. Doamna are dreptate. 100% parțial. Parțial. A achitat suma, dar mai avea o sumă din urmă. De care nu mi s-a spus. De ce de care am luat cunoștință. Eu, ca să ne înțelegem, nu eu sunt casierul. Nu eu i-am eliberat, nu da. Eu i-am eliberat această chitanță. Ca atare s-a făcut doamna Gorici. Eu în momentul când fac un act, eu în momentul când semnez un act, sunt obligat să-l citesc. Da. De-aia dăm cu subsemnatul pe acolo. Dar sumele astea găsite din urmă nu erau prescrise? O clipă. Să nu fim în eroare. Nu prescriem noi. Nu, legea. O clipă. Nu prescriem noi. Dacă vrea să prescrie, trebuia să înscrie ca parte civilă să-i se prescrie nu suma. Numai hotărârile și judecătorii. Erau prescrisă prin lege și datoria asociației erau doamne, sunt în eroare. Nu vă citesc hotărârea judecătorească. Mai puțin, haideți să ne înțelegem pe rând. Domnul Cebu, mi se pare prea mult. Mi se pare prea mult. Ne duce în eroare. Lăsați-le, dumnealui, v-am explicat. Vă rog să vă uitați pe portal. Vă referiți la portalul instanțelor. La instanțelor. La Pancu Ionel, vă rog. Dar totuși, vă rog să vă uitați ca să vă dați seama cu cine... Dar nu pot să mă uit în acest moment. Problema cu doamna este următoarea. Este da? Dreptul fiecărui cetățean să-și capte drepturile. I s-a eliberat o chitanță că a plătit această sumă. Doamna, m-așteptați să vă dau și răspunsul oamenilor. În caserie că este o sumă din urmă? M-așteptați să vă dau și răspunsul. N-aveau voie să primească această sumă, să-și pună parafa și semnătura și să confirme legea 175-2010 dacă eu aș mai fi avut o datorie. A fost
fost, ne-ați dat în judecată? Nu, m-ați dat dumneavoastră pe mine. Așa și? Și am câștigat. Și ați câștigat, doamnă, încă o dată spunem. Am toată câștigat lumea prescrierea acelei sume și pe mine. S-a prescris, doamnă, numai instanța prescris. Păi da, dar datorită mă am că s-a prescris legal, eu am rămas cu o datorie și cu penalități care mă și acum pentru ele. Doamnă, numai legea prescrie, nu prescrie, nu prescrie asociația. Pentru că, nu știe asociația, nu știe legea. Ia auziți, doamnă, nu știe legea. Domnul Pancu, este vina celor care au fost inițial la asociație și nu și-au dat seama. Nu, 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 legea, nu mă instanța judecătorului. Haideți să vă întreb, dumneavoastră, la momentul actual, după cât timp îi dați pe restanțieri în judecată? V-am spus ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Legea cere după 3 luni de zile. Sau doamna, după 20 de milioane datorii. Nu, procesul verbal al adunării generale e făcut, da, scrie ca după 3 luni de zile să-i dea judecată. Dacă nu-i puteți potori dumneavoastră... Haideți să vedem. La momentul acesta, după cât timp îi dați pe restanțieri în judecată? Stimată doamnă, vă rog să-i potoliți. După ce se dacă prescriu, vă dați seama sume. Dacă aici fac așa, la ghișeul ăla, la ghișeul ăla, la ce fac doamnă, acest timp? Doamnă, să ne lase pace să vorbim, că de-aia ne-ați chemat. Vorbim pe președinte. Da, haideți să ne spuneți să după cât timp. V-am întrebat și vreau să-mi spuneți. Să-mi răspundeți la această întrebare. După cât timp? În asociația mea am 293 de apartamente. Vă rog să notați. 293 de apartamente. Da. Am 211 restanțieri. Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră, stimată doamnă, la câte zile, la câte luni trebuie să-i dau în judecată și câți oameni trebuie plătiți. Legea prevede la 3 luni. Exact. Vreți să spuneți că se poate face așa ceva? Vreau să vă spun ceva foarte concret. Foarte concret. Am economistul de care se face vorbire, se ocupă numai de dosare. Numai de dosare. Vreau să vă spun că avem câte 4-5 citații pe zi. Vreau să vă mai spun ceva, că e aici de față, pentru domnul Pancu, la primul dosar, am avut 28 de înfățișeri. 20, vă rog să vă notați. 28 de... Ce înțelegeți dumneavoastră, doamnă? Cum da, să-i dai... Este bine să-i dați la 3 luni în judecată, pentru că se ajunge la situația doamnei și doamna poate să meargă în instanță și să se întoarcă împotriva dumneavoastră. Împotriva mea cum? A fost o neglijență. Nu cred că a fost o neglijență, doamnă. Nu există neglijență odată ce era debitul de zi. Era o neglijență dacă nu era debitul de zi. Dacă a trecut un an, 2, 3, 4, 5 și nimeni nu a văzut că există acea datorie? Oameni buni! Păi dacă deci, nu s-au dat niciodată, vreau să vă spun ceva. Când am venit în 2009 la această asociație, nu se puneau penalități. Da? Nici de la furnizori? De nimic! Așteptați că o să ajungem și aici. La procesul verbal din 2008 s-a propus penalitățile de la furnizori. Și era în 2008. Nu e adevărat. Din 2008 încoace. Avem procesul verbal eu aici. Eu vă aduc acte și o să vă explic. Ar fi bine să mă lasă. De deci ce mă întrerupe? Nu, dar de ce mă întrerupe? Numai puțin. Domnul Pancu spune că din 2008, zice dumneavoastră, domnul Pancu, în adunarea generală s-a stabilit că este procesul verbal. Doamnă, eu spun că s-au aplicat, doamnă, vorbim. Să vă lasem pace, că de-aia e adunare generală. Au aplicat aceste penalități. Auziți, să lasem pace. Doamnă, ascultați-mă. Nu, mai puțin, haideți să ne lămurim și să facem nimic. Domnilor, haideți să vorbim pe rând, că astfel nu înțelegem nici noi și nimeni nu înțelege nimic. Am o întrebare. Acea perioadă de 3 luni de zile, legală, de a da un... proprietar în judecată. Da. Din ce dată este pusă în aplicare? Vreau să știu și eu. La care anume nu referiți? La asociație, la dânsii. În 2009 a venit președinte. Când s-a propus în adunarea generală ca după 3 luni de zile, domnul Cebuc, doamnă, să ne dați în judecată. Doamnă, să ne lasem poate să teoriile, că nu mai ține. Nu, doamnă, dar vreau să... Doamnă, domnul Cebuc, uitați-vă, dacă aici vorbesc foarte frumos. Vă rog să ascultați. Așteptați, vă rog. Ce vreți să spun, domnul? Doamnă, de când am venit eu din... Deci în 2009 nu se puneau penalități. Nu s-a făcut niciun dosar în instanță, niciun dosar. Sunt primul dosar care a fost făcut, a fost făcut al lui Pancu, al lui Bică și al lui doamnă. Nu cred că am fost printre primii, dar nu contează. Printre primii, da? Dar printre primii. Așa. Vreau să vă spun că am 162 de dosare în instanță, 162 de dosare în instanță, am 134 de expertize la care participă acest economist, că cred că înțelegeți, 134 de expertize, doamnă. Deci din 293, 211 sunt restanțieri. Poate cineva să-și închipuie că poți să dai la 3 luni?
vedeți cine strigă hoții? Păi nu e adevărat, ați auzit? De ce nu-și plătesc întreținerea? Prima dată în instanță, pe data de în octombrie 2009. În 2009. Deci de când a venit dânsul președinte, de ce m-a dat tocmai în octombrie? Nu-i nimic. M-a dat cu 72 de milioane, da. Rețineți, dar pe lista de plată aveam 104 milioane. Deci m-a dat decât cu 72 de milioane. Mi s-a dat, instanța, printr-o expertiză, a hotărât ca să plătesc 45 de milioane. Am achitat... Din cele 72? Da. Și restul până la 72, ce s-a întâmplat? Au rămas în continuare, cu cele de la 72 până la 104, au mers în continuare. După aceea am fost acționat în judecată după data de 1.09.2009 până pe 31 octombrie 2011. Am fost acționat în instanță, nu s-a scăzut nicio hotărâre judecătorească, o am chiar acum, e pusă la poliție, chiar în dosarul ăsta 33-25. Nu mi s-a scăzut nimic, am fost acționat în instanță. Bine, cu... dumneavoastră ulterior nu ați mers la executor, pentru că de obicei după ce se obține o hotărâre judecătorească se ajunge la un executor. Păi, am plătit-o. M-au dat a doua oară în judecată cu o sumă de 221 de milioane. Tot printr-o expertiză judecătorească. Dar de ce ajungeți la sumele acestea, păi, atât de mari? Stați să vedeți că taie instanța, că ne încarcă, dacă ei ne încarcă. De ce taie instanța? Pentru că nu sunt penalități băgate aiurea. Deci din 221 de milioane printr-o expertiză, mi s-a aprobat 104 milioane să plătesc în timpul acestui proces. Eu am achitat această sumă, scriam, achitat din dosarul numărul 876. Am achitat această 104. Dar important este ca și dumnealor să vă fi trecut pe acele chitanțe. Păi dar stați puțin, că eu plăteam la bancă. Vine casierea și achitanțele. Ce să-i fac eu? Așa. Am achitat. După un an de zile, deci, mă pomenesc, când vine executorul cu niște hârtii și mi le lipește pe la ușă și vorbește cu vecini. Dosar de executare cu 120 și 9 de milioane. Fuseseră dat în judecată pentru această sumă și câștigat, știați? Da, am câștigat 104 milioane din 221. Deci instanța a respins... Nu s-a aplicat corect hotărârile judecătorești. Deci ei nu aplicau corect... Exact ca la mine, ce vă povesti eu, și aș vrea să fac numai puțin, dacă se poate, deja timpul se scurge. Înțeleg, în sensul că dumneavoastră plăteați aceste sume pe care... Ce hotărau instanța? Ce hotăra instanța, da. Dar ele nu erau ulterior scăzute din documentele asociației? Nu, era scăzută, adică suma care ne dădea instanța, nu suma cu care dânsii ne dădeau în judecat. Nu-i normal așa. De ce îl ții în continuare și bași penalități? Ca să te mai dau o dată în judecată, Să se încarce sumele de plată. Nu prescrie instanța, ce trebuie să fac cu ea? Și cu prescripție, haideți să-mi dați voie să citesc hotărârea Tribunalului Județean Bolj, definitivă și irevocabilă. La pagina 100, la pagina 5, să vă citesc. Însă, în conformitate cu documentele supuse expertizei, s-a constatat că reclamanta a reținut și datorii anterioare, date de 1.01.2009, în speță sumei de 35 de milioane de lei, ce reprezintă cheltuieli de întreținere neachitate de părți și extinse în sold la data de 30.06.2006. Față de această sumă, instanța pune în speță, cu excepția prescripției, dreptului la acțiune, având în vedere că, potrivit articolului 1 aliniat 1 din decretul numărul 16/1958, dreptul la acțiune, asta. Ba da, e foarte interesant să vedeți cine trebuie să plătească banii ăștia. La acțiune, Doamne, având numai un... puțin și... Doamne, hotărârea, vă rog să vă uitați dumneavoastră, da? Oare și dânsul asociației? Da? Da? Nu, o citește greu, poate citiți dumneavoastră hotărârea definitivă, se stinge, Doamne. Prin nu prescripție. Nu poate să fie hotărârea dacă definitivă nu a fost acolo, atât de scris. Excitată în... Asta e motivarea în hotărâre. Stabilit de lege. Iar potrivit legii,
prescripția, dacă cei din de la asociație nu au fost în stare să o recupereze, este culpa lor. Este scrie așa, așa ceva? Scrie acolo în hotărâre? Da. Nu, rămâneți pe loc, vă rog. Nu, vreau să vă arăt. Dar tu de atât să vedem și noi. Nu, rămâneți scrie că e culpa mea acolo? Da, da, scrie că e culpa asociației. Unde? Ia uitați-vă, domnule. Ia, unde e subliniat mai la sfârșit? Să vadă. E culpa mea că dumnealui... Da. Că n-ați recuperat bani. Zice așa, da. Zice că... Domnul Cebog, dumneavoastră, că nu vă par vin aceste hotărâri? Termenul prescripției prescripție este de 3 ani. Situația este că reclamanta, dacă nu a solicitat aceste sume în termenul egal, ci după trecerea termenului de prescripție, este doar propria sa culpă. Așa, hai să vă mai citesc încă din această... Numai puțin, haideți să vedem ce ne spune domnul Cebog vis-a-vis de această situație. Ce vreți să ne... Numai puțin, domnul Pangu. Vreau să vă zic, haideți să ajungem la expertiza asta la care care arde. Cred că pentru ce vreți să ziceți despre această expertiză? Doamne, despre expertiza asta care arde, dumnealor în 2012, v-am zis, au strâns 140 de semnături. Așa. Au plecat cu ce spusă dumnealui. E adevărat ce a spus cu suma aia acolo de salarii. Da. Adevărat ce scrie cu suma aia de salarii. Întrebarea e cine a făcut, cine a scris-o. A plecat și cu tabelul să strângă semnături. Cine a făcut-o? Păi, știi cine a scris, dumneavoastră, știi cine a scris, al cui scrisoara? Unde? Care scris? Ăla de care citeați. Ăsta e de la judecător. Nu, domnule, citeați de procesul, niște salarii acolo. Procesul verbal. Cine a scris? Vezi cine semnează procesul verbal. Cine a semnat procesul? Dar a cui e scrisoara? Al secretarului. Ia lui Toni. Da. Actualul secretar al asociației. Cum îl Budescu. Budescu Toni, doamne. Deci vă rog eu să notați, Budescu Toni a scris acest proces verbal. Și este actualul secretar al asociației? A fost. Și el a plecat cu semnăturile. După ce a fost destituit... Nu e adevărat, doamnă, a plecat cu semnăturile. Și a luat procesul verbal din adunarea generală în original și a plecat cu el, dumneavoastră, la asociație. A luat copie. Vreau să vă zic ceva. Cu ce au plecat ei? Deci au zis că n-am aplicat legea penalităților. Vreți să vă spun ceva? Domnul făcea parte din comitetul onorific. Făcând referire la 175. Nu la legea penalităților. Legea penalităților e cu totul altceva. Legea penalităților nu există, doamnă. Dumnealor au făcut acest tabel să dea președintele contabilului, să dea conducerea afară pentru legea penalităților. Poate știu dumnealor, dar nu există. Vreau să vă spun că dumnealor au hotărât în comitet așa o penalitate, vă rog să notați, doamnă, de 0,002. Astea sunt penalitățile proprii ale asociației. 0,02, da? Da, 0,00, doamnă. Nu, 0,00, am și procesul verbal așa, acela unde s-a hotărât în comitet. Și 0,5. Doamnă, dacă între ați... și între, sau ce anume? Dacă ați pomenit așa ceva... Nu știu de ce nu vine cu actele să le arăte. Să nu doamnă, mai povești. Doamnă, nu deci, se acest nu proces se verbal... Și care este totuși penalitatea pe care o percepe asociația la acest doamne, moment? Doamnă, această penalitate... Stați o clipă. Este 0,02, această penalitate a fost făcută pentru dumnealor, deoarece Ștefan, Dumnezeu să-l ierte, care era pe timp în comitet... Avea 80 de milioane datorie, Pancu avea 60 de milioane și au format această penalitate de 10 ori mai mică decât penalitatea de furnizor. Nu e deci adevărat, rețineți. Care este, domnul Pancu, doamne, penalitatea rețineți pe care o pune asociația? Care sunt penalitățile? Păi, doamnă, până acum, conform procesului verbal acesta, s-a pus la toate astea, s-a pus penalitățile de furnizor. Deci, până, da, există penalități puse de furnizor. Doamne, dar asociația a dreptul prin lege să-și pună penalitățile proprii. Nu e adevărat, numai cu acordul adunării generale. Scrie în legea 230. Nu vă luați după ce spune. Aveți penalități. Lăsați întrebare ce ajungem la suma asta de mare. Mă lăsați? Păi dacă n-ați terminat. Domnul Pancu! Trage de timp! Domnul Pancu! Păi eu n-am vorbit mai nimic. Au hotărât o penalitate de 10 ori mai mică decât a furnizorului și... Care anume?
decât a furnizorului. Să documenteze cu acte. Deci, care țineți? Păi, când, când el așa vorbește. Știe cineva o cifră care este penalitatea proprie a asociației? Nu, vă spun o doamnă, când mi s-a aplicat mie 0,2. Era 0,4. Dar rețineți, și ei au hotărât 0,02. 0,02. Dar ei au modificat procesul. Dar mai puțin, pentru că emisiunea s-a terminat și degeaba țipăm unul la altul. Păi, dar cine nu am apucat să spun date? Ce vorbește? Administratora, fiind economistă de meserie, a aplicat penalitatea de furnizor. Au dat-o afară, doamnă. A dat-o primăria afară, doamnă. Nu, doamnă, a dat-o ei afară, nu, doamnă. Primăria. Ne-am spus și i-au dat și amendă. Din păcate, timpul s-a scurs și iată am... Exact ce v-am spus. Exact, a venit să se încheie aici. Vă urez în continuare o seară plăcută și rămâneți la Rege TV. Haideți să discutăm la Rege. Discutăm.